Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvintează, Părinte, ca să vorbesc. Amin. Ce vă vom numi pe voi, Sfinților? Heruvim, că întru voi s-a odihnit Hristos. Serafim, dar multe sunt numirile voastre. Pentru aceasta rugați-vă lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre. Iată așa concentrat în câteva cuvinte tot ce s-ar putea spune despre această duminică întâia după Rusalii sau duminica tuturor sfinților. Mai întâi și de toate cred că este necesar să știți următorul lucru, că sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu și mărturiile vii ale faptelor credinței. Ce ați găsit în Sfânta Scriptură scris, credința fără fapte este moartă, iar faptele fără credință moarte la fel sunt. Deci sfinții sunt mărturia clară și argumentul categoric spiritual prin care se proslăvește slava lui Dumnezeu. De aceea cuvântul sfânt înseamnă om desăvârșit prin pocăință în virtute. Iar când am spus lucrul acesta, prin pocăință în virtute, trebuie să știți că și sfinții, sfinți fiind, spuneau miluiește-ne pe noi păcătoși. Deci n-au avut niciodată acel har al mândrii cu care satana s-a văzut mai sus decât restul oamenilor, s-a văzut mai sus decât restul îngerilor și a vrut să fie deasupra lui Dumnezeu. Suim-mă voi prin tronul cel înalt, deasupra munților de mează noapte și voi fi asemenea celui preanalt. Și atunci s-a dus din cer și s-a făcut iadul și toată oastea întunericului. Iată că tocmai aceasta este și rostul acestor sfinți, de a completa numărul îngerilor căzuți prin sufletele dreptilor și a celor mântuiți, care vin să întregească oastea cerească a lui Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu n-ar putea mântui lumea prin ea, fără această împlinire, ci pentru faptul că Dumnezeu își dorește ca oamenii să urce în virtute, din putere în putere, și să-l rușineze pe satana, care, deși a văzut și fața și slava, s-a lepădat de el prin înălțarea păcatului mândriei. Ceea ce trebuie să vă rămână astăzi în minte este următorul lucru și am profitat pentru că ne aflăm în această duminică și am vrut să vă explic două lucruri, spun eu, importante. Felul cum Dumnezeu alege sfinții și felul în care sfinții sunt plăcuți lui Dumnezeu. Dacă ați fost atenți și întotdeauna a fost murmur în sufletele unora și altora, cu părere despre un sfânt sau despre altul, trebuie să știți în primul rând că marea categorisire a sfinților sau cea din tâi virtutea lor este harul Sfântului Duh care stă deasupra puterii lor și îi umbresc atât în viață cât și după moarte și ei devin în primul rând prietenii lui Dumnezeu nedespărțiți prin colaborarea sau comuniunea la lumina necreată a Sfintei Treimi. De acolo și-au luat izvorul într-o lumina ta, vom vedea lumină, și ei spre acolo tind prin laude și slavoslovii, plin este cerul și pământul de slava ta, îngerii slavoslovesc, se închină și așa mai departe. Un lucru care trebuie să-l aveți în minte este și următorul. Sfinții, deși sunt sfinți, nu au toți aceleași harisme. Harisma neputrezirii sfinților este un dar de la Dumnezeu care nu este dat oricărui sfânt, chiar dacă sfânt este. Și când vă spun lucrul acesta, vă fac categorisirea să înțelegeți că sunt sfinți cu trupuri neputrezite, cum ar fi cazul Sfântului Ioan Iacob de la Neamț, cel mai recent sfânt, a cărui icoană se-și vede frumos cum stau moaștele în sicriu întregi și sunt la vedere, nu cum spun sectarii că este o bucată de gips, și sfintele moaștele cuvioasei Parascheva sau a mucenicului Ioan cel Nou de la Suceava sau altor sfinți, deci din țara noastră, Dimitrie Basarabov, Iosif de la Partoș, care mai avem, Sfântul Calinic de la Cernica, care au fost cu timpul acoperiți, nu din vreo pricină de sminteală, ci din vreo pricină de furt. Fiecare om este tentat să zgâre, să rupă, să distrugă, să fure, să acapere și să ia de acolo fără binecuvântare. Ori sfinții nu se lasă profanați atunci cum este cazul Sfântului Spiridon, atunci când au vrut să împartă moaștele și foc din raclă. Deci sunt sfinți care nu suportă să fie împărțiți, sau cum spunea în Sfântul Nil, izvorătorul de mir, o carte de la Sfântul Munte, zice, o să dați socoteală pentru că ați împărțit trupul meu pe bani. Deci s-a supărat Sfântul de acest lucru.
De ce am spus acest lucru? Ca să înțelegeți că neputrezirea Sfinților este argumentul cel mai adânc și mai viu al Sfințeniei pentru toți necredincioșii. Deci aceasta s-a lăsat pentru cei mai puțin credincioși, pentru toți necredincioșii. Ca ei, văzând trupurile Sfinților, să nu aibă răspuns în ziua judecății, să spună că n-au știut ce înseamnă acela Sfânt. Apoi sunt Sfinți a căror trupuri putrezesc, dar oasele lor, adică rămășițele mai tare ale trupului, au aceeași putere și mireasmă și lucrare duhovnicească ca a trupurilor neputrezite. Dar trecând și peste aceasta, intrăm într-o categorisire spirituală a Sfinților și m-am gândit că ar fi cea mai bună dintre toate, ca să știți că Dumnezeu alege Sfințenia după voia Lui și nu după voia noastră. Și aici o să întâlnim cei din tâi Sfinți, deci cei din tâi Sfinți ai Noului Testament de la Învierea Lui Hristos și până astăzi, ca să nu intrăm în drepții Vechiului Testament, pentru că și Avram, și Isaac, și Iacob, și drepții Dumnezeu, și părinții Achim, și Ana, și dreptul Iohim, toți au fost David, Ioan Botezătorul, toți au fost plăcuți lui Dumnezeu, Zaharia, Elisabeta, dar ei fiind în Vechiul Testament, abia după Învierea lui Hristos s-au proslăvit, deci au avut puterea sfințitoare, pentru că a cântat frumos la strană în timp ce făceam proscomedia și a spus un lucru plăcut. Zice, bucură-te, Adame și tu, Eva, că cel ce v-a dat jos din rai cu înșelare, amăgindu-vă pe voi, astăzi s-a biruit de crucea lui Hristos. Deci tocmai crucea lui Hristos a venit să sfințească și să redea, deci să redea chipul și cinstea cea din tâi lui Adam și Eva și tuturor celor urmași ai lor din Vechiul Testament până la Hristos. Dar nu aici vreau să mă opresc. Ci cei din tâi sfinți au fost sfinții întru tot lăudați apostoli. Și toți sfinții apostoli. Deci ei sunt primii sfinți ai Noului Testament. Ei sunt cei prin care Dumnezeu a reușit să aducă noirea lumii, după cum spune și în Evanghelia de astăzi, foarte frumos, când se adresează lui Petru și îi spune, zice, și zice, mai ales pentru voi care mi-ați urmat mie la noirea lumii, când va ședea Fiul omului pe tronul slavei, voi veți sta pe 12 tronuri de judecată și veți judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Deci iată, mai înainte de Sfinții Apostoli, deci mai înainte de Sfinții Apostoli, tot în Noul Testament, cei din tâi martiri ai creștinismului au fost Ioan Botezătorul, mare proroc și profet, împlinitor a cuvintelor lui Dumnezeu și a cuvintelor spuse de el însuși însuflat de Duhul Sfânt. El a văzut pe Mielul lui Dumnezeu, el l-a prorocit pe Mielul lui Dumnezeu, el l-a botezat pe Mielul lui Dumnezeu, a murit pentru dreptatea Mielului și a fost răsplătit cu binecuvântarea Mielului prin neputrezirea trupului și în același timp prin darul facerii de minuni, încă din clipa morții, tăiat fiindu-i capul pe tipsie și limba împunsă cu ace, îi mustra Irodiadei păcatul desfrânării și îi spunea, nu ți se cade ție să ții pe, zice, să ții de nevastă pe nevasta fratelui tău. Deci pe cumnată s-a soia de nevastă, pentru că Irod omorâse pe fratesul și îi luase pe Irodiada de... îi luase de nevastă și fiică s-a cerut în schimb capul Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că se vedea mereu mustrată pentru spurcăciunea făcută. Și atunci au fost nevoiți să ucidă pe cel curat și înger în trup născut din femeie pentru a stăvili dreptatea care întotdeauna iese deasupra ca untul de lemn. Un alt sfânt și cel din tâi martir, arhidiaconul Ștefan, despre care știți că îl sărbătorim iarna, deci trebuie să știți că și el a fost cel din tâi care a văzut cerurile deschise și slava lui Dumnezeu și pe Fiul omului stând de-a dreapta Tatălui. Deci, întreaga și adevărata dogma Sfintei Trimi, pe scaun cu Tatăl ai fost Hristoase, toate umplându-le celor aceiași necuprinți. Trecând mai departe, după Sfinții Apostoli, următorii au fost mucenicii și martirii celor trei secole de creștinism persecutați sub împărații cei mari, șase împărați păgâni.
Deci începând de la Nero și terminând până la ultimul împărat, când împăratul Constantin intră la domnie și prin edictul de la Milan de libertatea creștinismului și poruncește dărâmarea capiștilor idolești și zidirea de biserici și în același timp aflarea cinstitei și sfintei de viață făcătoarei cruci la Ierusalim, unde se vede și până astăzi pe Sfânta Masă în Biserica Învierii marea și cea mai mare porțiune din toată Sfânta Cruce de viață făcătoare pe care a fost răstignit însuși Domnul Iisus Hristos, Sfântul Sfinților. Deci arhiereul cel veșnic, arhiereul cel din veac după rânduiala lui Melchisedec. Un alt principiu pe care Dumnezeu rânduiește ca sfinți să fie categorisiți în vețile sfinților și trebuie să-l știți astăzi, este și acesta. În primul rând și în primul rând este armata de geniu a cerului care este alcătuită din mistici și asceți. Deci de-a lungul viețuirii creștine, timp de 20 de secole până în zilele noastre, să știe prea bine că apostolii și ucenicii lor și cei care se întorceau la creștinism, din prea multă râvnă și evlave, au format primele comunități creștine, care veneau și aduceau toate averile și le puneau la picioarele apostolilor și făceau un fel de viață de obște creștină, în care toți trăiau și se bucurau și se îmbrăcau la fel, indiferent de cultură, indiferent de putere, indiferent de frumusețe sau indiferent de puterea financiară, toți erau una, precum Hristos a spus, Eu și Tatăl una suntem. Iar din aceste comunități creștine, pentru râvna deosebită și starea înaltă, a început mai târziu, aproape la jumătatea secolului al III-lea, să se pună bazele creștinismului ascetic, adică monahismului creștin, prin Antonie și Pahome, care au preluat rânduială de la îngeri. Unul cu viață de obște, unul cu viață de sine sau viață pusnicească. Și astfel, în felul acesta, s-a umplut tot Orientul, ca să nu numim Mesopotamia, să nu numim Valea Nilului, Egiptul, să nu numim Alexandria și toate pustiile din muntele Olimpului și din Bitinia și toată partea Bizanțului unde s-au făcut de-a rândul comunități întregi de monahi și sate întregi de călugări slujitori lui Hristos, nu ca astăzi 10, 12 sau 30 într-o mănăstire și ni se pare mult, ci erau câte 5.000, câte 10.000, câte 20.000. Numai Sfântul Eftime avea 5.000, numai Sfântul Pahome vreo 10.000, numai Sfântul Antonie vreo 5.000, iar alte statistici spune că pusnicii erau uneori și nenumărați, ajungând și până la 20.000 de pusnici, neștiind nimeni de vețuirea lor decât Bunul Dumnezeu care făcea să crească un izvoraj de apă și un finic. Ei, aceștia sunt mărturisitorii și sfinții cei din tâi care au apărat biserica. Deci niciodată biserica creștină nu va putea să refuze și eu am încercat să facă, dacă ați văzut o trecere a acatistului, pentru că i-ați auzit pomeniți pe toți, bucură-te Adame, bucură-te Noe, bucură-te Eva, cuvioasa Parascheva, Gheorghe, mucenicul Dimitri și toți ceilalți mucenici. Deci am încercat să mergem așa ușor, ca într-o istorie, trecând din rang în rang, din putere în putere, până să ajungem să înțelegem, deci să ajungem să înțelegem că ceata cea mai înaltă a fost ceata mărturisitorilor care au fost fie mucenici sau fie mărturisitori fără să fie mucenici, pentru că nu toți au murit în mucenicie, dar treapta cea mai înaltă și mai contemplativă a fost treapta misticilor și asceților cu care s-au umplut cetele cerești și curțile raiului celui dumnezeiesc în slava lui Dumnezeu. De aceea spune că nenumărat să fie sfinții și nenumărate să fie faptele și minunile lor, dar să fie împreună fără să știe cu cine, spune acolo, cu ceata lui Antonie, cu Pahomie, cu Eftime, cu Sava, cu toți începătorii vieților de obște și așa mai departe. Deci sunt cei din tâi mărturisitori ai treimii, sunt cei din tâi oameni de Duh al lui Dumnezeu sau prieteni, cum spune psalmii lui David, minunat este Dumnezeu întru sfinții săi, Dumnezeul lui Israel, sau Ecfonisul de la liturghie, sau la priveghere când se citește Evanghelia unui Sfânt, că Sfânt ești Dumnezeu nostru și întru Sfinți te odihnești. Ei, pentru noi oamenii, harisma Sfințeniei se aruncă prea ușor. Noi avem impresia într-adevăr și ni se pare că Sfinții se fac așa la întâmplare, nu frații noștri. Sfinții se fac foarte greu. Și nu-i facem noi oamenii. Și nu-i hotărâm noi pământenii, ci Dumnezeu îi hotărăște din viața și din faptele lor.
De aceea nimeni nu poate să conteste sau poate să mărească mai mult slava Sfinților Antonie sau Eftimie sau Sava decât a mărit-o Dumnezeu prin proslăvirea lor și prin altceva decât prin continuitatea faptelor lor care au fost preluate și moștenite, după cum înțeleptul Gamaliel spunea cândva în Scripturi. Fraților, de este de la Dumnezeu să nu ne punem împotrivă ca nu cumva, zice, să supărăm pe Dumnezeu. Dar dacă este de la oameni, să stăm liniștiți cu ceea ce este de la oameni, să spulberă cum s-au spulberat și altele. Ori tocmai faptul că viața acestor sfinți a rămas ca o impregnare, a rămas ca un duh, a rămas ca un har de putere din generație în generație, s-a văzut și se vede și astăzi că întotdeauna a existat tendința cultivării spiritului, adică a sufletului, a tendinței duhovnicești de înălțare în duh, de aceea și până astăzi găsești și pusnici, și postitori, și călugări, și sfinți, și cuvioși, dar nu îi putem categorisi în aceeași măsură cu alte cete de sfinți, de exemplu, să spunem ceata sfinților erari, întru care strălucește Vasile, Grigore și Ioan, sau alți episcopi din cetele dumnezești, care au fost prin viața lor martori adevărați ai slujitorii, deci și slujitorii lui Hristos. Niciodată biserica creștină nu se va putea lepăda de cuvântările Sfântului Ioan Gură de Aur. Niciodată biserica creștină nu se poate lepăda de rânduielile Sfântului Vasile cel Mare. Niciodată biserica nu se poate lepăda de cărămida lui Spiridon, făcătoare de minuni și întregitoarea Treimii de la Soborul I de la Nicea. Niciodată nu poate vreodată biserica să se lepede sau să se vadă împlinită lipsindu-i cuvântările și învățăturile Sfântului Grigore Teologul sau Atanase al Alexandriei. Deci de ce vreau să vă spun lucrul acesta? Nu se compară și nu se cere și nu se egalează în Împărăția lui Dumnezeu viața curată a unui monah smerit, să spunem, care toată viața și-a citit saltirea și-a făcut canonul, cu mărturisirea și cu apărarea credinței pe care a făcut-o un erar ca Sfântul Vasile cel Mare sau ca Grigore Dumnezeu Cuvântătorul sau ca Ioan Gură de Aur. Deci, după cum spunea și Apostolul Pavel, nu toți sunt apostoli, nu toți sunt proroci, nu toți sunt mărturisitori. Unul are darul deosebirii limbilor, altul are alt dar, altul este evanghelist, altul propovăduitor, altul tămăduitor. Nimeni nu va putea egala vreodată și lipsi biserica creștină de slava Sfântului și Marului Tămăduitor Pantelimon, sau de doctorii fără de argint, Cosma, Damian, Chirioan, deci care sunt puși în slujbele de la Sfântul Maslu pentru cei bolnavi și cei ce pătimesc. Sau nimeni nu se poate lepăda vreodată de exorcismele și de valoarea puterii rugăciunii de izgonirea diavolului a Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezarei Capadocii. Deci iată, aceasta nu înseamnă că Isidora cea nebună din mănăstirea de maici, care stătea scuipată și batjocorită de toți și strălucea într-o sfințenie, este mai prejos în Împărăția lui Dumnezeu decât Eftimie, Sava sau Vasile cel Mare, dar nu înseamnă că este în aceeași măsură de strălucire, pentru că, așa spune Sfântul Ioan Gură de Aur, stea de stea se deosebește, zice, în rândul cetei sale, fiecare că în casa tatălui meu multe locașuri sunt. Deci eu mă duc să vă gătesc vouă împărăția cea mai înainte începută, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și iar în casa tatălui meu multe locașuri sunt. Corturile dreptilor, palatul noului Sion, sânul lui Avram, latura celor vii, locul de verdeață, deci adică frumusețea raiului pământesc care a fost răpit spiritual la cer, și multe alte locuri minunate pe care creștinismul le-a primit în dar de la Hristos ca răsplata sfințeniei și a curățeniei. Dar în același timp trebuie să fim atenți și la următoarele lucruri. Ușor se murmură și ușor se judecă. Și aici vă fac o comparație. Trebuie să înțelegeți că atunci când a fost vorba ca Dumnezeu să-și împlinească împărăția și ceata celor căzuți, cum spune Duhul Sfânt în Psalm, pliniva căderi, zdrobiva capetele multora pe pământ, iată că văzând Dumnezeu că lumea s-a stricat și văzând Dumnezeu că rânduielile s-au schimbat,
văzând Dumnezeu că a dispărut graiul de Dumnezeu cuvântător și învățătura bună, și oamenii s-au dedat la rele, citiți Molifta de la Litie, care se citește la toată neputința și necazuri grele, a trimis pacoste și necazuri pe pământ și asuprire și prigoană asupra bisericii. De aceea trebuie să știți că au fost categorisiți apoi în rândul sfinților nu cei ce au trăit neapărat cu 3 zile de pâine și apă sau s-au împărtășit la 40 de zile sau au citit psaltirea sau au bătut metanii și au stat într-un picior sau în picioare ca Sfântul Macarie sau Simeon Stâlnicu, ci au fost trecuți în rândul sfinților și categorisiți ca mari mărturisitori ai Bisericii cei ce au făcut fapte concrete în numele lui Iisus Hristos. Și de aceea rămâne o dilemă între a citi istoria creștinismului universal și a vedea pe Constantin cel Mare, împăratul, de la 325, deci conducătorul, sau dacă vreți, în același timp și președintele sinodului întâi de la Nicea, fiindcă el, sub patronajul lui și sub prezidența lui, s-a ținut acest mare sinod împreună cu capii bisericii, și a fost considerat mai târziu și rânduit și canonisit de Biserica creștină în rândul sfinților, în tocmai cu apostolii. Nu pentru că a omorât-o pe Fausta, nu pentru că și-a ucis fiul, nu pentru că a dărâmat capiștiul idolești și a trecut prin sabie pe Maxențiu și Liciniu. Nu! Ci pentru faptul că a dat libertate bisericii și a plinit și a împlinit glasul cuvântului lui Dumnezeu. Când a văzut pe cer stele în formă de cruce și scriind cu acest semn vei birui, nu s-a încăpățânat, ci și-a păstrat o viață întreagă titlu de păgân și a fost cel din tâi împărat păgân, deci cel mai mare dintre toți, iar înainte de sfârșitul vieții, Nicomidia s-a botezat creștin. Dacă ar fi făcut-o dintr-o râvnă nebună, cum obișnuim noi astăzi uneori să demonstrăm și să ne arătăm credința, vai de mine, cumva să arătăm că noi suntem mai ceva decât mucenicii, greșea că în clipa când el s-ar fi botezat ca împărat creștin, i s-ar fi tăiat capul sau ar fi fost izgonit din scaun, lucru neadmis în Imperiul Roman. Dar și-a păstrat titlul onorar suprem de împărat și a mutat ușor capitala din Roma la Constantinopol să fie mai în sânul Bizanțului, mai în sânul creștinismului, unde era mai mare lupta creștină și apărarea și puterea rugăciunii, iar când a găsit de cuvință prin insuflare de la Dumnezeu, s-a botezat creștin și a murit creștin și a dat bisericii o putere și o libertate care s-a păstrat până în zilele noastre. S-a dat libertatea cultului, s-a dat libertatea sfinților, zidirii de locașuri sfinte, s-a dat libertatea celor ce erau închiși în temniță, s-a dat drepturile și privilegiile înapoi, dar pentru lucru acesta a fost declarat sfânt, nu pentru altceva, ci ca un împlinitor al voii lui Dumnezeu. Pentru că în viața Sfântului Paisie cel Mare o să găsiți scris că i s-a arătat Sfântul Împărat Constantin și el a zis, ești Hristos? Nu. Zice, eu sunt Constantin cel Mare. Și zice, și ce cauți? Păi am venit să spun că eu, împărat creștin fiind, m-am învrednicit de slava lui Dumnezeu. Dar am venit să spun că mult mai mare și mai strălucitoare e slava voastră a monahilor. Zice, acolo unde stăm noi este lumină, dar unde stați voi nu te poți uita cu ochii pământești. Deci iată câtă diferență între asceză și faptă bună sau între asceză și faptă pentru Dumnezeu. Deci este o diferență. Când s-a trecut la canonizarea martirilor, deci erau prinși, să luăm de pildă numai departe viața Sfântului Bonifatie, care era desfrânat și slugă la Aglaida. Și când l-a trimis la Roma, la Coliseum, să-i aducă moaște, ce a spus? Îți voi aduce trupul meu. Și ea a început să râdă și chiar așa scrie în Viețile Sfinților. Pleacă desfrânatule și nemernicule, cum poți să spui lucrul acesta, tu care ești un rău făcător? Și el s-a umilit în suflet și s-a dus în Roma și a pătimit pentru Hristos și l-a mărturisit și a primit Aglaida în dar capul lui. Iar când a ajuns capul pe tipsie la curtea Aglaidei, a zâmbit. Deci iată putere sfințitoare, nu pentru faptul că făcuse păcatul de sfârnare, ci pentru faptul că îl mărturisise pe Hristos. Pentru că botezul muceniciei sau botezul cu sânge pentru Hristos spală păcatele întregii lumi.
Și dacă vreți o mărturie mai concretă din viețile Sfinților, ca să înțelegeți categorisirea în Împărăția lui Dumnezeu a Sfinților, citiți pe lângă operele literaturii universale care vă umplă bibliotecile acasă, viețile Sfinților, și căutați și viața Sfintei Tomaida. Această Sfântă Tomaida se căsătorise și socrul era desfrânat. Și în timp ce plugarul, bărbatul ei, era plecat la câmp, el a vrut să trăiască cu dânsa și i-a spus, zice, dacă nu te culci cu mine, te despic cu barda în două. Și a spus, zice, mai bine prefer moarte decât să-mi spurc patul și taina cununiei. Și în clipa când a dumicat-o bucăți, el a orbit, n-a mai știut pe unde să iasă, vecinii au auzit acel zgomot și acea tulburare, au văzut o lumină puternică și nu știau ce este, iradia trupul ei putere divină și în acea clipă îngera lui Dumnezeu vestea la o mănăstire din localitate și spunea de acolo din zonă, zice, mergeți și aduceți trupul miresei lui Hristos în gropnița călugărilor. Zice, dar este femeie și noi călugării nu obișnuim, zice, să punem mâna pe trup de femeie. E mai sfântă decât voi. Nu era mai sfântă decât ei pentru că ar fi postit cât ei sau s-ar fi rugat mai mult ca ei. Călugărul și-a votat votul fecioriei, dar mintea se duce la prostie sau la curvie. Ea nu votase, dar nici nu-l călcase. Deci ea știa că legea creștină nu admite dezmățul. Și a preferat să moară mucenică, iar acel sânge care a curs din ea a fost dătător de har dumnezeiesc și trupul ei a fost adus în peșteră și atunci s-a auzit glas din cer și Sfânta Tomaida a luat îndrăzneală de la Dumnezeu și s-a arătat în vis unui călugăr și i-a spus, zice, pentru cei ce vor fi luptați de desfrânare, dacă se vor închina la mormântul meu și se vor atinge de moaștele mele, se vor izbăvi de trupul meu, n-a spus moaște. Și iată în felul acesta, un om de rând, care ajunge mucenic sau mare și pătimește pentru Hristos, poate să fie în rândul Sfinților. Și de aceea, imediat după Revoluția, care am prins-o toți în 89, s-a trecut la canonizarea Sfinților Români. Nu ne de dragul de a ne afla într-o canonizare a Sfinților Români, ci de a scoate de sub lespezile temniților comuniste sufletele românilor sfinți, preoți, creștini, studenți, profesori, elevi, medici, toți care n-au vrut să îmbrățișeze pe Satana și întreaga lui doctrina Întunericului adusă de Marx și Engels și de Lenin și de Stalin și au fost trecuți sub glonte, au fost trecuți sub foame, au fost trecuți sub bici și sub bătaie și au fost, i-au mers cu mintea până acolo unde au zis mai bine să murim decât să îngenunchem. Pentru că lașitatea este una din calitățile celor slabi și care nu au întrânși sămânță de creștini sau de ortodox, ci sunt un fel de oameni pervertiți. Când se spune ceva sau se vorbește despre ceva, zice, lasă, mai bine taci din gură, zice, nu zice nimic, zice, vezi că ai să ieși rău. Deci pentru Hristos te temi să nu ieși rău și te dai cu Satana. Dar pentru rău te zbați ca să iasă bine, ca să fii în rând cu Satana. Deci te lepezi de Hristos și te adaugi lui Satana și spui, lasă să fie bine, pentru că așa a fost. Eu nu i-am mustrat niciodată pe față pe cei de la spovedit, dar le-am avut grijă să le-o spun de fiecare dată. Sunt sigur că tânjești după comunism și dacă s-ar întoarce, ai fi primul care arăta carnetul și ai trece la spânzurarea creștinilor. Dar iată, Dumnezeu nu mai rânduiește ca istoria să se întoarcă, ci să meargă înainte. Deci ce se întâmplă? Trebuie să avem mare grijă și mare atenție că atunci când Dumnezeu rânduiește pe cineva în cetele Sfinților, imediat la moartea sau la ieșirea din viață, caută la patru argumente concrete ale sufletului omenesc. Întâi, curățenia. Să aveți în minte și să vă rămână veșnic lucrul acesta, că fără curățenie de la trup și fără curățenie de la minte, și fără curățenie de la inimă, pentru că din inimă izvorăsc curviile și desfrânările și relele și ura și dezbinarea, nu intră nimeni în mână împărăția lui Dumnezeu. A spus clar Scriptura, curvarii, bețivii, sodomenii, hulitorii de Dumnezeu nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De aceea pot să profit astăzi, nu în numele meu, ci în numele Sfinților și a lui Hristos, să vă spun următorul lucru. Nu vă amăgiți cu apă rece. Când moare un necredincios, nepocăit, nebotezat, neîmpărtășit, nespovedit,
necununat, nepus în rânduială cu biserica și cu Dumnezeu, să ne amăgim cu apă rece și să-L mereu să trăim cu impresia ei L-a iertat Dumnezeu. Nu le iartă decât când știe El și dacă are motiv să-L ierte. Când ajunge la judecata particulară se contabilizează, că altfel n-ar exista teologia eschatologică particulară, se contabilizează. Dar de ce a băut? Că așa i-a plăcut, stai la întuneric. De ce a fumat? Că așa a vrut, stai la întuneric. De ce a înjurat? Că așa a vrut, stai la întuneric. De ce a curvit? Așa a vrut el, stai la întuneric. Nu în ideea disperată a morții temporare să ne amăgim noi cu ideea că ne spune unul sau altul, vai să știi, lasă că a fost un bun, cum a spus odată cineva, zice, țin minte, părinte, că mi-am văzut soțul parcă odată făcând cruce. Ei, pentru chestia aia Dumnezeu i-a dat să aibă parte de un sicriu scultat. Și cu asta i-a răsplătit fapta că și-a făcut cruce și i-a mai pus soția cruce și la cap. Dar celelalte fapte, oare cine le va judeca decât bunul Dumnezeu? De aceea trebuie să știți, și este un lucru și un argument concret al zilelor noastre, imediat prin 90 sau cât era, nu știu, murise părintele Paisie Olaru la mănăstirea Siestria, duhovnicul al cărui carte circulă cu învățăturile prin mâinile noastre. Și spune că cineva mai evlavios l-a visat și l-a văzut înspăimântat, așa cumva, oarecum, cu o stare de... așa, o stare sufletească intensă. Și a zis, zice, ce este, părinte? Și spune că printre toate a spus cuvântul ăsta, greu se intră în Împărăția lui Dumnezeu. Greu se intră în Împărăția lui Dumnezeu. Apoi, fraților, să știți că greu se intră în Împărăția lui Dumnezeu. Nu să intră mâncând, bând, râzând, glumind și chefuind, ci să intră cu osteneli. Sfinții au intrat cu sângele. Martirii au intrat cu sabia. Mărturisitorii au intrat cu bătaia sau cu închisoarea. Iar cei cu adevărat sfinți, mistici și ascetici, au intrat cu post și cu rugăciune, cu cele mai puternice arme ale Duhului, biruindu-l pe Satana și rușinându-l, după cum și Antonie îi spunea, nemernicule. Și atunci se aude glasul lui Dumnezeu, ce cu darul meu. Deci trebuie să fim foarte atenți că Împărăția lui Dumnezeu nu se umple de neghiop, ci de sfinți. Să nu trăim cu impresia și să ne amăgim cu apă rece că biserica biruitoare din cer are adunate acolo toate leprele și răgăliile. Ci este plin iadul, că altfel nu s-ar fi spus că largă este poarta ce duce la pierzare. Largă este poarta ce duce la întunericul și la focul veșnic și strâmtă este poarta ce duce la Împărăția de sus. Ei, dacă pe calea cea strâmtă ca sfinții ați urmat, cum spunem binecuvântările morților, apoi, într-adevăr, să nu ne formăm o cale strâmtă, dar să ne formăm o cale morală. Să ne formăm o cale în care să existe întotdeauna post, să existe spovedanie, să existe sfintele taine, să existe preot, să existe biserică, să existe rugăciune, să existe iertare, să existe fapte bune, să existe educație, să existe rușine de oameni și de Dumnezeu, respect față de aproapele și numai în felul acesta ne vom putea noi odihni într-un Dumnezeu și El într-un noi. Că nu se odihnește Dumnezeu pe ticăloși. A preferat Dumnezeu decât să moară în pământ cu ticăloșii, să moară sus pe cruce. A preferat să vină sângele Lui în contact cu pământul prin cruce și nu fără ea. Deci dacă prin cruce Hristos ne-a sfințit și ne-a curățit, exact prin aceeași cruce ni se cere nouă astăzi să venim la Hristos, după cum o să auziți în Evanghelie. Și când vreau să vă mai spun că din nou se aud murmure și se aud șoapte și se aud păreri împărțite, și spune, zice, de ce l-a canonizat pe cutare și pe cutare și pe cutare? Noi românii nu ne-am canonizat toți sfinții. La români, la orice pas și la orice pană de hârleț sunt sfinți. Răzeșii, sfinți au fost. Ostașii, sfinți au fost. Bătrânii, sfinți au fost. Mamele cu mulți copii, sfinți au fost. Bătrânile cu broboada albă. Chiar aseară spuneam cuiva și pot să o repet încă o dată. Stătea membru de partid și tremura cu gradele pe umăr și cu funcțiile și cu școlile în spate, cu securistul lângă el și nu-și făcea o cruce, numai să scărpina pe piept cu degetul. Și venea o babă proastă, fără școală și înaintea securistului, Doamne ajută! Și ăsta amuțea, ce să-i faci unei asemenea persoane? Deci tocmai cu nevinovăția, tocmai cu simplitatea,
Tocmai cu acest curaj nativ a fost biruită puterea Întunericului pe pământ și câștigată lumina în Împărăția lui Dumnezeu. Se spune că atunci când s-a descoperit Sfântul de la neamț, a dat ordin imediat ca să-l ascundă. Și babile se duceau și băteau metanii și spunea, zice, securistul stătea acolo și spunea, hai, dați-i drumul de aici, zice, merge și vă rugați în biserică, acolo du-te tu și te roagă, noi de aici ești și Sfântul și aici ne rugăm. N-avea ce să-i facă, să tragi cu pistolul un om neputincios, să omori un om simplu și evlavios, n-avea cum, se rușina de darul și puterea lui Dumnezeu ce se proslăvea între acești oameni simpli. Deci Dumnezeu, în primul rând, vrea simplitatea noastră sufletească și apoi vrea puterea minții noastre raționale. Că deștepți și filozofie plină lumea, dar de sfinți sunt foarte rar. Dacă s-ar face sfinți în tot ceasul și în toată vremea, de mult suna trâmbița înfricoșatei judecăți și noi eram duși la Dumnezeu pentru veșnicie în liniște și bucurie. Dar se vede că cu cât mai greu se intră în Împărăția lui Dumnezeu, cu atât mai mult se îndelungă și suferința noastră. De ce? Unii fug de suferință, dar cât ar fugi de ea nu scapă. Unii fug de necaz și oricât l-ar ocoli, dau nas în nas cu el. Unii fug de scârbă și de muncă și de sudoare și de osteneală și cât ar vrea tot prin trânsa să izbesc. De ce? Pentru că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă, să fie viu. Eu n-am venit să judec lumea, eu vreau să o mântuiesc. Ori dacă vrea să o mântuiască, ce face? Vine și izbește românești. Când a auzit că trebuie să lepede legea creștinească, le-a spus, facă Dumnezeu ce vrea, nu mă las de legea mea. Iar ăștia îi spuneau, zice, lasă legea creștinească și te dă în legea turcească. I-a tăiat și fiii, i-a tăiat și soția, iar cel mai mic fricos fiind, a zis, tată, zice, eu mă turcesc, fiule, nu ție una ca asta, zice. Mai bine, zice, să mori aici sub ochii mei decât să te știu turcit. Și i-a tăiat capul și lui cel mai mic și apoi l-a tăiat lui tatăsul. Dar astăzi, pentru un dolar și pentru un ban și pentru o mașină, vin sectele și fac ravagii în satul nostru, în comuna noastră, în țara noastră. Și mai avem și mișeii de sus care le conduc și le ajută. Mai avem și mișeii care fac cruce și spurcă pieptul lor. Și spurcă semnul Sfintei Cruci pe pieptul lor. Și îi încurajează, le dă drepturi, le dă putere, le dă curaj, le dă ardoare, le dă bani, le dă fonduri. Ce să facă? Să distrugă elementul sfințeniei din inima poporului. Să poată să dărâme biserica, să poate să dărâme nunta, să poate să dărâme preoția, să poate să dărâme Sfântul Maslu, să poate să dărâme spovedania. Deci vine și lucrează la surparea cultului ortodox cu pași înceți, dar siguri. Uite totuși că acolo când va fi un vârf de extremă și un mijloc de a clătina biserica, va mai fi Dumnezeu o posibilitate ca și aceștia să se surbe. Spunea cineva și nu m-am bucurat, dar mi-a plăcut, că zice, la Argeș și prin Bacău, nu știu unde, a năvălit apele și gheața și a făcut praf pe acolo niște sate. Tocmai de sectari. Ce a zis Dumnezeu? V-ați îmbogățit prea mult, hai să vă mai spălăm la vale, că izvorul de ploaie nu ține. Dar ce se întâmplă? Să ne ferească Dumnezeu de dreptatea lui Dumnezeu atunci când îl mâniem cu bună știință. Că în Sfânta Scriptură spune așa, cel ce schimbă o iotă sau o cirtă din lege vrednic este de ghienă, căci pământul și cerul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Iar cel ce greșește fiului și tatălui să iartă, dar celui ce greșește împotriva Duhului Sfânt, nici în cer, nici pe pământ nu se va ierta vreodată. Deci trebuie să fim cu luarea minte, cei care încă-i paște mintea, cei pe care încă-i scarpină cornițele și ideea de a se îmbogăți pe fundamente de acestea sectare, de a se duce la alte culte creștine, că le dă bani și casă și servici, pentru că se duce o politică bine urmărită, la ora actuală, deci la ora actuală, biserica creștină sărăcește văzând cu ochii și prin credincioși și prin ea însăși, iar sectele se îmbogățesc și prin proporții. Dar cum prin proporții? Încep să te izbești de prefecți sectari, încep să te izbești de primari sectari, încep să te izbești de secretari sectari, de polițai sectari, de doctori sectari, de ingineri sectari, dar cum? Având bani, ușor se înalță. Se înalță ușor și prin funcții
Și apoi când ajungi lângă El, îți spune, te tau sau te omor? Te da, vrei viață sau vrei moarte? Treci la noi. Ei, tocmai aici va trebui să ne comparăm cu Sfinții. Tocmai aici va trebui să ne punem în rând cu Sfântul Gheorghe și cu Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir. Să stăm împotriva jidanului nenorocit care vrea să corupă lumea și să stăm împotriva sectarului nenorocit care vrea să-L alunge pe Dumnezeu de pe pământ. Cum? Să stăm cu frică, să stăm cu credință și să slujim lui Dumnezeu cu tremur. Nu cu frică de om care omoară trupul, ci cu frică de Dumnezeu să nu ne pierdem sufletul. Și când îți vine în ogradă și numai cât s-a întins turnul de veche sau revistă sectară, să-i și dai cu ea în cap. Du-te, frate, când mă duce eu în biserica ta și te-ai chema la mine, să vii să mă cauți. Iar când îți va întinde un ban și va spune, hai la mine că ești sărac și uite, eu te îmbogățesc, du-te și dă la neamul tău și blestemat să fie în 7 neamuri înainte și înapoi pentru fapta ta cea nerușinată, că s-a dus Duhul Sfânt de la tine. Mie mi-ajunge sărăcia și moartea în Duhul Sfânt. Mie mi-ajunge sărăcia și moartea în Hristos, că Apostolul Pavel așa spunea la Corinteni. Și ne-am făcut ca gunoiul drumului, ca măturătura, zice, și ca tot ce zice este mai rău, și foame, și scârbă, și sete, și temniță, și toate le-am răbdat, ca să fie toți una în Hristos. Deci Sfinții vin și vor judeca lumea atunci când vor sta pe scaunile lor de judecată, cum? Pentru faptul că s-au rugat în ceruri pentru noi și noi i-am luat în râs. Pentru faptul că au stat în cer și s-au rugat pentru lume și lumea i-a ignorat și a râs de ei. Pentru faptul că au stat în cer și au îngăduit mânia lui Dumnezeu să nu vină peste noi, iar noi am stat nepăsători. Iar pentru sectari și pentru cei rău credincioși și rău făcători, când va suna ceasul înfricoșatei judecăți, nu va fi judecată și explicație, că nu va învia Dumnezeu în sfatul păcătoșilor, ci Dumnezeu îi va spulbera pe ei. Că știe Domnul calea drepților și calea necredincioșilor va pieri. Dumnezeu stă numai în sfatul Sfinților și miluiește numai și numai pe Sfinți. Se odihnește într-o Sfinți, vorbește cu ei, se roagă cu ei, se bucură cu ei, se mângâie cu ei și ne ajută cu ei. De aceea iarăși o cântare frumoasă spune, Doamne, de n-am avea pe Sfinții Tăi rugători și bunătatea Ta milostivindu-se spre noi. Deci iată cât e de frumos! Pentru că însuși Apostolul Petru, unul din cei mai înțelepți apostoli, și spun înțelepți pentru că era bătrân cu vârsta și căsătorit cu viața și avea experiența vieții de toate zilele, a spus, zice, Doamne, dar dacă noi am lăsat toate și Ți-am urmat Ție, și în clipa aceea Hristos îi spune, adevărat zic Ție, că toți care Mi-ați urmat Mie la înnoirea lumii, deci apostolii au înnoit lumea prin dogma învățăturii creștine, deci prin propovăduirea lui Hristos, dar noi suntem la înnoirea lumii prin ce? Prin nașterea unui naționalism românesc sănătos, prin nașterea unui ortodoxism românesc sănătos, prin nașterea unei biserici românești sănătoase, nu plină de disperare, nu plină de ocultisme, nu plină de slăbiciuni omenești și de slăbiciuni sufletești. În loc să alergi la biserică și la preot, la anahoră și la aghiazmă, în loc să alergi cu brațele deschise și să iei psaltirea, că pe Duhul Sfânt îl iei în brațe, tu te duci la beleaua nenorocită de babă ca să te spurce cu desfăcăturile și cu dracii ei. Deci n-avem nevoie de așa ceva. Ci trebuie ca alături de Sfinți, invocându-i, chemându-i, implorându-i și strigând la ei, veniți pe pământ la noi, că de aici ați plecat, să înaintăm spre Dumnezeu cu pași încet și siguri. Iar când vom vedea cuti un rău făcător crăpând sau pedepsindu-l Dumnezeu, să știm că dreptatea Lui lucrează. Să nu ne temem de oameni, ci de Dumnezeu să ne temem. Să nu ne temem de cei bogați, ci de dreptatea lui Dumnezeu. Să nu ne temem de cei sătui, ci de cei ce flămânzesc și însetează de dreptate. Să nu ne temem de cei ce râd, așa spunem saltire. Zice, unde-i Dumnezeul lor? De ce nu-i ajută, zice? De ce nu-i Dumnezeu cu ei? Și iată că Dumnezeu din Cerul cel Sfânt s-a arătat și a șters ca praf în fața vântului. Deci trebuie să fim cu luarea minte, pentru că s-a spus, iar când Fiul omului va ședea pe tronul slavei, veți judeca
pe cele 12 tronuri semințiile lui Israel. Deci dacă apostolii sunt cei din tâi martori, care în unitate de Duh au luat Duhul Sfânt în chip de limbi de foc, în unitate de Duh Sfânt au întemeiat o biserică de nezdruncinat, pe această piatră voi zidi biserica și porțile iadului, adică sectarii, nu vor birui în veacul veacului, apoi nu mă clatină nici ploaia, nici vântul, nici foamea, nici sărăcia, nici nimic. Este într-adevăr ușor de vorbit și este greu de plinit, pentru că Mântuitorul a încheiat totuși spunând: și mulți din tâi, și mulți din tâi vor fi pe urmă. De ce? Nu toți care zic: Doamne, Doamne, vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Iată ce frumos se pare. Și Apostolul Pavel iarăși frumos ne spune: Doamne, Tu mântuiești pe cei ce Te mărturisesc în adevăr. Ori dacă Hristos e adevărul, calea și viața, mai am nevoie de altă învățătură? Mai am nevoie de alt pastor și de sfaturile Lui? Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur: bună ziua să nu-i dai și la masă să nu stai. Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur: care adevărul învață biserica? Care l-a mărturisit Hristos? Și ce a mărturisit Hristos? Biserica a mărturisit-o. Timotei 2:3, stâlp și temelie adevărului, casa Tatălui meu, casă de rugăciune se va chema. Dar se va chema casă de rugăciune în unitatea Duhului și a tuturor sfinților. Deci, de aceea biserica astăzi a prăznuit Duminica tuturor sfinților, ca să-i poată lăuda pe toți. Sub pământul care noi călcăm acum în momentul de față, poate înainte de noi ei s-au îngropat oameni și unul din ele sfânt și noi nici nu știm. În ograda în care ne mișcăm acasă când ne ducem viața de toate zilele, poate a fost cândva un front, poate a fost cândva un sat, poate a fost cândva un om și stă sub pământ și zace, dar a avut viață curată și el e sfânt. Și el e sfânt. Dar noi nu știm lucrul ăsta. Biserica nu știe lucrul ăsta. Biserica de pe pământ, cea din cer, le știe pe toate că i-are uniți acolo sus. Dar cinstind Duminica tuturor sfinților, înmănunchează soboarele mărturisitorilor, soboarele postitorilor, drepților, temătorilor de Dumnezeu, mucenicilor, ierarhilor, apostolilor, cuvioșilor, drepți temătorilor de Dumnezeu, a locuitorilor în pustia, pusnicilor din pietrele pământului, și apoi mai departe, ca să luăm într-un cuvânt, și care au murit de ciumă, de foamte, de cutremur, de potop, de lovitură, de cal, de tune, de neg, de bâtă, de piatră, cum spune proscomidia. Nici nu știm noi pe toți câți au murit și în ce împrejurări au murit și de ce au murit și de ce Dumnezeu i-a luat și i-a chemat și de ce i-a sfințit. Cum Duhul Sfânt nu are margini, sfințenia nu are margini. Cum Duhul Sfânt nu are margini, biserica nu are margini. Cum Duhul Sfânt nu are margini, credința nu are margini. Și cum Duhul Sfânt nu are măsură și unitate de măsură, sfințenia, credința, dreptatea și toate celelalte fapte ale credinței nu au măsură. Nimeni nu se mântuiește cu 3 Tatăl nostru și cu 7 metanii. Nimeni nu se mântuiește cu 3 catisme la psaltire sau cu 2 zile de post. Dar toți ne mântuim iubindu-L pe Dumnezeu. Și un mare sfânt, Maxim Mărturisitorul, spunea: dacă o singură zi iubirea oamenilor ar fi cât iubirea lui Dumnezeu față de lume, pământul s-ar topi de dragostea noastră față de Dumnezeu. Noi l-am topit. Cel ce faci pe îngerii tăi Duhul și pe slujile tale pară de foc. De aceea chemarea la Hristos vine prin cruce. N-am venit la biserică ca să stau în stradă. N-am venit la biserică să dau explicații că sunt bolnav. N-am venit la biserică să dau explicații că sunt bătrân. N-am venit la biserică să explic că am pensii. N-am venit la biserică să explic că am studii. Ci am venit în biserică să mă mântuiesc. Spusese odată cineva, zice: întâi să mă prezint să știți cine sunt. Eu sunt profesoara cu tare. Păi și de ce nu v-ați ales un profesor să vă spovedească? Și aia s-a uitat așa mirată. Păi zic, în clipa când ai intrat în biserică, nu mai ești profesoară, ești creștină. Iar tu ai venit pentru spovedit, nu să ne egalăm studiile sau părerile. Nu s-a supărat, dar nici bine nu i-a venit. Dar a vrut să ai buna tu în față. Ei, la Dumnezeu asta nu mai contează. Cel la ce prea înțelepți pe pescare ai arătat trimițându-le lor Duhul Sfânt și prin trânsii lumea ai vânat iubitorile de oameni, slavă ție.
proști, neînțelepți, nepricepuți, necultivați. Dar când Duhul Sfânt s-a vărsat în ei, în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Nu sunt graiuri nici cuvinte, Doamne, ca să laude măririle tale. Și mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun lucru nu e de ajuns spre lauda minunilor tale. Deci asta este biserica. În biserică n-ai venit să dai lecții de demonstrație. În biserică ai venit să te supui lui Dumnezeu cu tot sufletul, cu tot cugetul, din toată inima și din toată virtutea ta. Așa spune porunca întâi din Decalon. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. N-are ce căuta în biserică curvarul ce nu s-a pocăit și nu vrea să se pocăiască. N-are ce căta hoțul și fumătorul și bețivul care nu vrea să se lasă de aceste patimi. Pentru că în felul acesta sunt rușinați sfinții, nu de sfinți și de îngeri în cer, ci de noi de pe pământ. Exact cum un copil își face părinții de rușini atunci când nu îi ascultă și le face greutăți și le strică reputația față de vecini, prieteni, cunoscuți și tovarăși de viață din lume, la fel și Hristos se simte jignit și mâhnit și întristat când vede că sfinții lui sunt ponegriți de niște idioți de jos care nu vor să înțeleagă legea lui Dumnezeu. De niște răufăcători care n-au înțeles că beția ne-au trimis-o jidanii să distrugă naționalismul și morala creștină. De țigara care e pusă să omoare plămânii care ar trebui să cânte și să citească în stranele bisericilor de să ai impresia că ești în coruri îngerești. Nu să cânte cântece curvești și prostești în cârciuri. De desfrânați care ar trebui să fie tații și mamele creștine morale care să dea preoți buni, să dea călugări buni, să dea binecuvântare pe pământ prin pântecele lor și viața lor, să ploaie la bună vreme, să ningă la bună vreme, să răsară la bună vreme, să rodească la bună vreme. De cei nenorociți hulitori de Dumnezeu care nu știu să-și respecte măcar trecutul și istoria? Au dat cu piciorul la 1000 și ceva de ani de istorie creștină. Au dat cu piciorul începând de la Andrei, apostolul cel întâi chemat de la gurile Dunării, care a sfințit pământul românesc cu oasele lui și cu viața lui și cu faptele lui și cu cuvintele lui. A dat cu piciorul un apostolul Pavel, care a încreștinat tot Balcaniul și prin Traian în Asia, a adus în țara muntenească credința creștină prin oștile generalului când a venit să-l bată pe Decebal. Au dat cu piciorul Mușatin și în Basarab, care a umplut Sfântul Munte de Danii Domnești și sfinții de acolo se bucură și patronează țara noastră cu har și cu putere ca să rezistăm la toate liftele nenorocite. Iar noi ne turcim de bunăvoie, iar noi ne prostim de bunăvoie, ne ioghinăm de bunăvoie, ne razestezăm de bunăvoie, ne apucuntăm de bunăvoie, ne bioenergetizăm de bunăvoie și în loc de biserică, de Sfântul Maslu, de liturghie, o alegem pe Valentina, o alegem pe Baba Ioana, pe Țața Frosa, pe Moșu Gheorghe, pe Tanti Costache, care știe să citească în bobi, în plumbi, în ceară, în sâtă, în cărți și în toate nenorocirile pământului, care nu fac altceva decât să aducă mânia lui Dumnezeu. Deci iată ce minte slabă are acest popor românesc înzestrat cu 2000 de ani de istorie creștină și de milioane de sfinți care au umplut. Păi închipuiți-vă mănăstirile mari din țara aceasta, Putna, Neamțu, Secu, Agapia, Văraticu și toate marile mănăstiri, Vorona și câte au fost cele mai mari mănăstiri care au câte 2, 300 și 400 și 500 de ani de comunitate monahală. Numai mănăstirea Neamț, într-o statistică, arăta că s-a îngropat în cimitirul ei 60.000 de călugări. Poți să faci un regiment. Și din aia câți ori fi sfinți și trăitori cu viață înaltă și tu te lepezi de aceste dovezi și de aceste oase sfinte și te duci cu niște nenorociți veniți din afară care nu știu de Dumnezeu, dar știu de avere. Nu știu de Dumnezeu, dar știu de bani. Nu știu de adevăr, dar știu să-L nege. Nu știu de realitate, dar știu să o calce în picioare. Deci trebuie să stăm bine, să stăm cu frică și să luăm aminte că sfinții vor judeca lumea. Și ca o completare acestei predici, eu vă spun altceva. Nu e nevoie să repetăm cum ori judecau. Căutați toată învățătura și tot ce s-a vorbit la Înfricoșata Judecată, la Postul Mare și anul trecut și o să găsiți tot ce se vorbește despre judecarea sfinților care va fi asupra lumii.
Iar în încheiere, pentru că trebuie să terminăm cu crucea, că ea este cea care începe, zice, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi înaintea Tatălui. Și aici vă fac acea referință care trebuie să o aveți în minte. Voi sunteți cei ce veniți și mă întrebați de multe ori pe stradă când văd o biserică să fac cruce sau să fac cu limba. Fă cu mâna, frate, că ești creștin. Cu limba faci că ești trădător și ți-i rușine de cucoana vopsită din stânga sau de boierul cu cravată din dreapta. De-aia nu sau ceva, smuritori ca și tine. Vine altul și mă întreabă să mănânc de post la servici. Eu îi spun, fă cum vrei. Dar e bine să mănânci de post la servici, să vadă și ceilalți din grupul tău că tu ești ortodox, nu sectar. Pentru că postul încununează pe sfinți. Vine altul și mă întreabă, zice, dar în societate să umblu cu o basma pe cap? Nu, în societate puneți coarne, că Dumnezeu când ești de pe poarta bisericii, nu-i tot el, e altcineva. Deci trebuie să vă gândiți că sunt acte ușoare de lașitate și de delăsare, prin care o mamă creștină sau o fică creștină sau un fiu creștin sau un tată creștin se leapă de Dumnezeu prin lucruri ușoare. Poftim, treceam într-o zi pe stradă și am văzut unul cu batic în cap. Zic, brava mă, ăsta le demonstrează femeilor cum trebuie să umble pe drum. Și am început să mă veselesc. Foarte bine. De ce? Pentru că mare va fi mirarea într-o zi când vei vedea bărbați cu fustă pe stradă. Ca să le arate femeilor că nu trebuie să umble goale. De ce? În intimitatea tainei nunții, Hristos la Cana Galilei a sfințit patul prin lucrarea Duhului Sfânt ca ce se va naște din femeie sfânt să fie, nu ca la vacă, la dobitoc. Îi trag vițelul și la o lună îl tai. Sau la oaie îi tai mielul și îl mănânc la Paște. Și ceea ce este din om să fie binecuvântat. Care e binecuvântarea tainei și secretul întunericului atunci când se zămislește pruncul dacă tu le arăți la televizor și îți arăți fundul pe stradă? Adevărată rușine creștină de care sfinții să cutremură și să îngrozesc în cer. Nu trebuie să ne rușinăm și să ne minunăm și nu trebuie să râdem. Doar ieșim pe stradă și ne uităm în jurul nostru și vedem realitatea. Iarăși mă întreabă cineva la servici, zice... Zice, să stau în genunchi când mă rog acasă, că mă văd copiii și soțul, zice, și râd de mine. Și dacă râd ce? Vor râde azi, vor râde mâine și poi mâine. Și într-o zi vor zice, băi, ia să fac și eu la fel, dar n-ascuns să nu mă vadă ea. Și ia că în felul acesta, femeia credincioasă sau bărbatul credincios își sfințește toată familia. Și multe alte lucruri. Și multe alte lucruri. De ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că suntem departe de sfințenie. Ca să înțelegeți că niciodată nu vom face parte din soborul tuturor sfinților. Nici nu suntem măcar în măsură să vorbim de acest mare sobor al tuturor sfinților, nici de cum noi să-l alcătuim. Ca să alcătuiești acest sobor al tuturor sfinților, trebuie să fii vrednic spovedit, vrednic împărtășit, vrednic în rugăciune, vrednic în lucrare, nu nepăsător și trândaf. Și cum vă spuneam și altă dată că vine postul Sfinților Apostoli de mâine, care nu și-a făcut prag la șcanonul, nu mai veniți la spovedit. Că Dumnezeu nu se joacă de-a prinsa. Adică ce rost are dacă tu nu faci minimul de cerință creștină să mai vii să le iei pe Hristos în gură, chiar dacă n-ai păcate opritoare. Trebuie ca să fii într-o comuniune cu Dumnezeu. Dacă grădina o ud primăvara și mă duc la toamnă să recoltez, n-am ce strânge, că dă buruiană, să usucă, dă seceta, vine gândacul sau altceva și strică. Așa e și sufletul omului. Dacă l-am spovedit la Paști și până la anul de Paști stau cu palma pe ureche că eu scurat și sfânt că m-am spovedit, la anul mă trezesc mai nebun și mai sălbatic decât anul acesta. Deci trebuie să fii într-o permanență comuniune cu Sfinții lui Dumnezeu prin spovedanie. De asta s-a pus postul Sfântului Petru, de asta s-a pus postul Sfintei Marii, de asta s-a pus postul Crăciunului, de asta s-a pus postul Paștelui și Miercurea și Vinerea din an. Și tocmai de aceasta s-a rânduit o zi de odihnă, sâmbăta Vechiului Testament, care e Duminica Noului Testament, ca noi să știm că în acea zi îl cinstim pe Dumnezeu. Și această continuitate a cinstirii constă în faptul că îl auzi pe bărbați și pe femeie, mă, azi nu lucrăm, că e Duminica. Și asta arată că-s creștini. Dacă să arate că sunt de plin creștini și râvnitori creștini, trebuie să-și ia pruncușorul de mână și hai bă băiete să te împărtășesc, hai la biserică și ascultă liturghia, hai și te închină, nu sta așa ca trântorul. De ce spun lucrul acesta? Pentru că mai departe Hristos spunea, așadar, zice, cel ce se leapădă de mine înaintea oamenilor și eu mă lepăd de el înaintea Tatălui care este în cer. Lepădări facem noi pe pământ, lepădări face El dincolo.
Ne nouă rușine de creștinism și de regulile lui morale pe pământ și lui Dumnezeu e rușine de noi dincolo. Nici să nu trăim cu impresia că vom intra în împărăția lui Dumnezeu numai în verighete și în inele, în garderobe elegante și ținute elegante și în mofturi personale. Nu! Fă-ți-le, îmbracă-te, pune scoarne, fă ce-ți place, dar roagă-te. Când e vorba de rugăciune, să știu că mă rog, să ardă focul în mine. Că așa a spus Mântuitorul, zice, am venit să despart pe fiu de tată, pe fică de măsa și pe noră de soacră sa. Și am venit să arunc foc din cer și ce mult aș vrea ca el să ardă. Și n-am venit să aduc pace, ci am venit să aduc sabie, spune Noul Testament undeva. Pacea este lenea și trândăvia în care ne complacem, iar sabia sunt junghiurile care le luăm pe baza credinței, de la rude, de la prieteni, de la mamă, de la tată, de la fraț, de la surori, de la bărbat, de la copii și la toți ceilalți. Dar noi să nu scădem în credința noastră. Că atunci când noi nu vom ști ce să răspundem sau ce să ne mai justificăm, Duhul Sfânt ne va da nouă gură și ne va da putere încât nu îi va putea sta împotrivă potrivnicii noștri. Așa spune Scriptura. Dacă eu mint, înseamnă că minte și el. Mai departe, dar cel ce se leapădă și spune mai departe, tot frumos, cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine. Ce înseamnă cine iubește mai mult pe mamă și pe tată decât pe mine? Nu ne învață Dumnezeu să ne negăm părinții. Prima poruncă este cinstește pe părinții tăi să trăiești ani mulți și fericiți. Cine nu-și îngroapă mama din respect, cine nu o cercetează când e bolnavă, cine nu-și îngroapă tatăl și nu-l cinstește și nu-l grijește când e bolnav, de moarte greșește. Dar nu înseamnă că atunci când tata mă oprește pe mine de la Dumnezeu să-l bag în seamă. Salut, Gheorghe, să fii sănătos, ne mai întâlnim când ai nevoie. Deci trebuie să fii statornic în credință și în drum. Trebuie să înveți de la apă să ai statornic drum, cum spunea o lirică norvegiană, și de la foc, că toate în urmă scrum. Totul trece. Și apa, și cerul, și pământul, numai Dumnezeu rămâne. Și dacă mă despart de Dumnezeu, m-am despărțit de toate. Zice, cine iubește mai mult pe fiu sau pe fică decât pe mine, nu este mie vrednic. Acele mame nebune și sărite de pe fix, ca să folosim un termen concret de comparație, să nu-i slăbească fata, să nu se obosească cumva făcând o rugăciune sau postind o zi sau să nu o spăimânte. Îmi spunea cineva acum mai zilele trecute o întâmplare caragioasă, că eu întotdeauna mă folosesc de ele ca să mă distrez sufletește. Zice, părinte, am fica la spital, zice, bolește cam rău. Zic, să mergem să o împărtășim, dacă e în spital. Spune-i mâine să mănânce de post, că-i miercuri, zic, și joi o împărtășim. La bolnavi ajunge, zic. Vai, dar vreți să o decepționez? Păi când o să vadă preotul, ea crede că vreau să moară. Așa, mamă dragă, frumos! În secolul 20, fiică-ta să teme de popă să nu o moare. Când preotul nu e altceva decât izvor de binecuvântare din cer, trimis lumii pe pământ de Dumnezeu, ca să șteargă și să dezlege și să spele păcat. Poftim doctrină despre preot. Nu-l aduceți că se decepționează și crede că trebuie să moară. Secolul 20, plină cultură, apeși pe buton și curge apa, apeși pe radio și vorbești în America, formezi numele și dai telefon la Australia. Și ea nu știe că preotul e izvor de binecuvântare și nu ucigaș de oameni. Mai departe, zice, și cel ce nu își ia crucea sa și nu urmează mie, nu este vrednic de mine. Ce înseamnă crucea sa? La această cruce a sa noi am vorbit. Eu doar vă fac o referință. Căutați toate învățăturile de la Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, de la Duminica Sfintei Cruci când s-a vorbit în post, de la Duminica după Sfânta Cruce, de la Înălțarea Crucei de la 14 septembrie. Căutați, dacă vreți, și învățătura de la Fiul cel bogat care s-a dus la Hristos și a spus ce să fac să moștenesc viața de veci. Și acolo veți găsi toate. Nu repetăm aceleași lucruri de 1000 de ori. Zice, vinde toate și urmează mie. Numai nu i-a spus, fă-te călugăr sau fă-te apostol. Sunt sigur că de apostol ar fi vrut să le aleagă când i-a spus lucrul ăla. Dar, mă opresc și spun. Și s-a întors tânărul întristat la casa sa. Cum eu care-s frumos să nu-mi pun în cercel în ureche și o belciug în nas? Cum eu care-s frumos să nu port blugi și să umblu după haite prin oraș? Deci, nu putea refuza mizeria acestei lumi. Era prea bună și prea plăcută și prea puturos mirositoare în ochii lui ca să-l aleagă pe Dumnezeu duminica în loc să intre în discotecă obosit de sâmbătă seara și să doarmă până la amiază el să fie să asculte glasul Sfintei Liturghii. Nu? Acolo, la discotecă, laboratorul dracului, curvăria iadului pe pământ.
Acolo este tânărul. Nu are timp el să-și vândă vremea și sănătatea lui Hristos pe ascultarea unei rugăciuni. Ăsta e pericolul cel mare și social. Și zice, cine ține la sufletul său și nu-l va pierde, adică îl pierde în favoarea lui Dumnezeu, adică îl osteni pentru Dumnezeu, să va pierde pentru mine, că de numai de nu își va cruța sufletul și îl va pierde pentru mine, îl va găsi. Păi să ne pierdem sufletul pentru Dumnezeu. Să știm că copilul e făcut să-l ajutăm să iasă om mare și să ducă neamul și faima familiei în continuare. Să știm că copilul e făcut să ne ajute la treabă și când suntem bătrâni să ne sprijine, nu să ne dea cu șutul în azilul de bătrâni, că noi am dat destul pământ și noi am împărțit bine casa în 4 și în 6. Și să mai știe părinții noștri că de vor crește asemenea copii, să va desfința în timp și în vreme și taina nunții, că ei astăzi, iarăși o vorbă frumoasă, tot de la o mamă culeasă. Zic, nu vă supărați, mi-a făcut pentru dezlegarea comuniei lui fiică sa. Păi zic, da, vorbește cu cineva? Păi zice, stau de vreo 3 ani împreună. Păi și nu s-au cununat și că nu sunt în probe. Bine, e și asta ceva. Sunt în probe. Cred că nu trage bine, nu freacă bine oalele cu tix sau nu face sărată mâncarea. Era în probe de 3 ani. Ei, fraților, de 3 ani stă cu sufletul în iad înainte de moartea trupului. De-aia s-a pus taina cununiei ca feciorul și fecioara să intre curați în biserică și să-și ducă crucea cu credință în urma lui Hristos. Nu în probe. Și-i rușine de mama care ține așa ceva la casă. Aceea merită să-i spună, tu ești pe drum și du-te, nu-mi face neamul românesc și credința creștină de rușine. Pentru că copiii de frică și de rușine a părinților se vor îndrepta. Văzând că aici sunt luați peste picior, dincolo sunt luați împrejur, dincolo sunt constrânși, vor înțelege și acest tineret aiurit a secolului 20, această undă satanică care acum se strecoară în inima tinerilor cu metalism, cu rock, cu păr lung, parcă-s niște... Și zice, cine primește proroc în nume de proroc, plată va lua? Dar ce fel de proroc? Nu vă amăgiți, v-am mai spus eu odată cu învățături false și vă duceți aiurea de nebuni. Să fie preot, să fie liturghie, să fie potir, spovedanie și dezlegare și atunci călcați acolo. Alminteri, nu vă luați după prorocii falși, că au început să vină prorocii mincinoși. Și s-ar putea că din acești proroci mincinoși să ne despărțim fără să vrem de soborul sfinților. Și spune mai departe, zice, cine primește proroc și cel ce va da de băut unuia din acești mai mici un pahar de apă, plata nu o va pierde. Iată de unde începe milostenia. Milostenia începe de la un pahar de apă care noi îl dăm din fântână sau din robinet, dar începe și de la un pahar de învățătură creștină, care e o apă a Evangheliei și se dă celui ce nu știe. Fiule, fă-ți cruce că ești lângă biserică. Fetiță, umbla acoperită în biserică, că așa e frumos. Ai, nu mai umbla decoltată, altădată să știi că nu-i bine. Deci, în felul acesta, ne vom întări unii pe alții și într-un gând vom mărturisi pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. De ce vă spun eu lucrul acesta? Ca să știți un singur lucru. Sărbătoarea tuturor sfinților este suprema sărbătoare din Ortodoxie după înviere, înălțarea la cer și pogorârea Duhului Sfânt, fiindcă a unit întreaga mulțime a sfinților sub un singur Duh. Și aici, la un singur Duh, pot să spun un singur lucru. Și biserica trebuie să aibă un singur Duh, un singur păstor, un singur botez, o singură credință și o singură mărturisire. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Lord, after Lord,